Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut că i-au ridicat o mașină primarului Nicu Șordan zilele trecute undeva în sectorul 5, a explicat despre ce e vorba. Sincer, eu n-am crezut că e posibil. Adică am văzut mașina respectivă și am zis, doamne, nu se poate ca Nicu Șordan să se atașeze chiar atât de mult de obiecte. Mașina are, nu, serios, mașina are cel puțin 30 de ani. Cel puțin 30 de ani. Eu pe la Scona, nu știu ce, ceva e greu de identificat. Da, cred că e din generația Fordului meu Escort, prima mașină, care era matriculată 84, dar ea fusese produsă în 80, de fapt. Da, domnul Dan Aidee de la Vaslui, care are numele de Vaslui era, mașina. Și că era unui cumnat, da, mașină, a unui cumnat, înțeleg. Cumnat, da, și au fost diverse speculații, domne, că e de fapt o lucrătură, că nu e mașina dânsului, dar a confirmat. A zis că da, dar a spus că mașina nu era abandonată, ci doar că nu mai mersese cu ea, citez, o lună, două. Acu câți ani? Așa întreba, nu mai mersese cu ea o lună, două. Că așa părea, adică era invadată de frunze, șobolan, șerpăianjene, așa arată. Și culmea, a mai zis că mașina i-a mai fost ridicată și cu câțiva ani în urmă. Deci omul este un recidivist, era recidivist, de fapt. Era domnul Nicușoară. Înțelegi? Dar ce exemplu el, domnule? Hmm? Ce exemplu este el? Da, să poată așa ceva. I-au luat mașina, pe de altă parte nu exclud lucrătura. Îți dai seama, ăștia în primării, prietenii lui de prin, înțeleg că la sectorul 5 era toată treaba. Au aflat. Ia uite, stai că este mașina cu care merge domnul Dan acolo. Hai să o ridicăm, chemăm și presa. De câte ori se duce presa la o ridicare de mașini de pe stradă? Auzi, când cheamă presa, nu poate să cheme și frizerul? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.